Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică de Angătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la Cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare, o porție dublă de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este inginer, este cosmonaut și este singurul român care a fost vreodată în spațiul cosmic. Se întâmpla în luna mai a anului 1981, așadar în urmă cu 43 de ani, când a realizat un zbor spațial la bordul navei Soyuz 40, devenind astfel al 103-lea om de pe planetă care a zburat vreodată în cosmos. Ne este oaspete la cină Dumitru Prunariu. Bun găsit, Adi. Bună seara, Ionela! Ți-ar plăcea să ai o asemenea experiență? Vai de capul meu! Ești foarte pregătit, da, te-ai născut așa! Da, nu știu dacă m-am născut așa, dar fii când avem vreo 4 ani cred s-a întâmplat celebrul zbor, Uh, unul dintre unchii mei lucra la filatură în Baia Mare și avea tot timpul niște căști din alea antifoane, știi? Deci să nu uh -huh. te căpieze țacă-țacă de la mașini și îl așteptam să vină seara de la muncă și luam căștile și mi le puneam pe cap și ziceam că sunt Dumitru Prunariu. Deci de atunci am știut că eu vreau să ajung în spațiu, nu știu care cum o să steau lucrurile acum în următorii ani, dar eu studiez pentru că vreau să fiu pregătit. E bine să fii pregătit pentru orice. În viața da. abia aștept să l cunoaștem împreună pe Dumitru Brunariu. Am o gromadă de curiozități pentru că omul chiar a stat aproape o săptămână, aproape 8 zile în spațiul cosmic și sunt curioasă să aflu ce mâncau, ce beau, cum se realizau nevoile da. fiziologice. Din ce treia? Din învârteli? <laughs> Te rog să îi pregătim ceva bun de mâncare în această seară. Da, hai, să facem mâncare de cosmonauți în seara asta la cină. Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta foarte simplă, o mâncare sățioasă, dar cu câteva note fresh, foarte plăcute. Este în principiu o tocană de năut cu dovlecei, care mai combină și alte lucruri și dați-mi voie să vă explic în ce fel. Mai întâi, la călit, în cratiță sau în tigaie, ceapă și usturoi. Să se rumenească încet pe foc mic în ulei de măsline. După ele vin niște tomate tăiate cuburi. Important să alegeți tomate care să fie zemoase și care să fie dulci, parfumate cât de parfumate găsiți de bună seamă. Apoi, când s-au înmuiat și tomatele, veniți cu dovlecei, tăiați în cubulețe sau rondele sau lamele, cum vă place, pentru că se vor găti foarte repede, se înmoaie repede. Și apoi, năutul, care este deja fiert puteți să puneți și apa în care a stat năutul în conservă fără niciun fel de grijă. Lăsați să bolborosească încet și adăugați câteva paste. Ar fi drăguț să fie paste uscate și din grâu dur. Le lăsați să se gătească împreună pe foc mic. La urmă, paste de tomate combinată cu puțină apă, să avem și sos și să avem și în ce să fiarbă pastele. Și la urmă de tot, coajă de lămâie, zeamă de lămâie. Sare, piper, foaie de dafin, puțin mărar, Cam astea sunt aromele din mâncarea din această seară. Atât. Poftă bună! Dumitru Prunariu este cu noi la cină. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult bună seara. pentru că ați acceptat invitația noastră. Am pus corect accentul pe numele dumneavoastră. Da, este adevărat. Prunariu mă cheamă. E perfect. Pentru început... Am această întrebare foarte, foarte grea. Vă place mâncarea? Sunteți gurmand? Nu pot să spun că sunt chiar gurmand, dar a trebuit să dau jos vreo 20 de kilograme după ce mâncam cu multă poftă. Îmi place mâncarea, sigur. O și Îmi gătiți? Place mâncarea bună? Sigur că da. Ce faceți foarte mult. O, o, fac multe. Cum ar fi? În familie eu fac ciorba de burtă. Este cea mai gustoasă. Fac și alte supe, ciorbe, mă rog. De supe se ocupă soția, în principal. Salată de băf, salată de vinete, salată de icre, de că în principal... Ai concurență, Adi? Nu, eu, eu văd întotdeauna posibilitatea unei noi colaborări, nu văd concurență. <laughs> ok. Desigur, dimineața la micul dejun, omlete cu tot felul de adaosuri. Omletă face oricine, chiar și eu. <laughs> Bine, nu spun de grătare, astea sunt simple, cartofi, prăjiți, nimic. Bine, Adi pregătește masa pentru noi în această seară. Sunt Vă invit curios. să luați loc. Mulțumesc! Domnule Prunariu, unde și când ați venit pe lume? Pe lume m-a adus mămica mea acasă. În dârstele Brașovului, părinții mei au închiriat o casă pe strada Ghiocelului numărul 5. Am fost și am mai văzut casa între timp, nu era proprietatea noastră. Și cu o zi înainte se dusese la piață să cumpere roșii, să facă bulion și a cărat cam multe kilograme și n am mai ajuns la maternitate. A chemat tata repede o moașă din zona de acolo și m-a născut. Când erați copil, ce vă amintiți că vă doreați să faceți în viață? Știți că era întrebarea aceea pe care o primeau copiii de la toți adulții apropiații părinților. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Da, este adevărat. Eu m-am născut în 52, cu 5 ani înainte să zboare primul satelit al Pământului. Deci până la 5 ani n-am știut ce este acela satelit, n-am știut că există cosmos. Mă uitam doar pe cer și vedeam avioane. Și sigur mă impresionau. Brașovul este un nod de linii care se intersectează deasupra orașului și vedeam în permanență avioane. Plus, vedeam păsări și făceam comparație. Cum zboară unele, cum zboară altele. Avioanele nu sunt vii, păsările sunt vii. Dau din pe avioanele nu dau din aripi. Cum zboară? Deci tot felul de întrebări de copil. La început, bineînțeles, până să apuc să mă uit prea bine pe cer, vedeam mașinile cum treceau prin fața casei, mașini grele, camioane. Eram lângă astea cu Roșu, care construiau camioane atunci. Și mă gândeam, o să mă fac șofer pentru mine șoferul era un ideal tehnic. După aceea am zis, ce-ar fi să mă fac totuși marinar? Început seră, părinții să părinții să-mi povestească tot felul de romane, Jules Verne, 20.000 de leghe sub mări și așa mai departe. Și am zis, gata, mă fac marinar. Dar asta m-a ținut foarte puțin. Mi-am dat seama că nu sunt foarte mare prieten cu apa, deși not, dar nu mă pasionează în mod deosebit. Și tot uitându-mă în sus, am zis, ce-ar fi să mă ocup eu de avioane? să aflu cum zboară, să aflu de ce zboară. Și uite așa am ajuns să fac facultatea de inginerie aeronautică, să învăț să construiesc avioane, am zburat la aeroclub și după aceea mult mai sus. Mult mai sus. Ce bine sună când o spuneți dumneavoastră. Ce făceau părinții? Aveau legătură meseriile lor cu spațiul acesta aerian unde noastră voiați să ajungeți de mic? Deci tata a terminat facultatea de Inginerie metalurgică, ceva de genul acesta, la Politehnica din Brașov. Deci, eu, când m-am născut, tata era încă maestru, venise muncitor la 17 ani în Brașov, din Banat, făcuse școala de arte și meserii de la Dobra, adică o școală profesională. Era foarte îndemânatic, foarte priceput și foarte isteț. Ulterior a avut o grămadă de invenții, inovații în uzina în care a lucrat și a fost angajat au văzut că e foarte bun, l-au trimis la școala de maestri, a terminat-o și pe aceea foarte bine, a fost maestru o perioadă și l-au trimis la facultate. Și tata s-a dus și a făcut facultate. Normal că a făcut-o la seral, ziua se ducea la servici, seara se ducea la facultate și sâmbăta, duminica, îl prindeam acasă cum desena, desene tehnice pe calc, cu rigla, cu trasorul și așa mai departe. Și eu, foarte pasionat, mă uitam la tot ce face. Din când în când, pe marginea calculului, mai ai desena câte o veveriță, câte un iepuraș. Mă lăsa și pe mine să mă zgâlnesc acolo, că pe calc se șterge foarte ușor după aceea cu guma totul. Și încet, încet am prins gust de ceea ce face tata. Mama a făcut liceul pedagogic, trebuia să devină învățător. cadru didactic, învățătoare, dar, întrucât s-a măritat destul de repede, în ultima clasă de liceu, la 18 ani s-a măritat, la 20 de ani m-a avut pe mine, la 22 pe sora mea și a rămas cu copiii acasă. Pe atunci era foarte comun acest lucru, ca femeile să rămână acasă cu copiii. Năzbătii și... de licean ați făcut? Normal că am făcut și năzbătii de licean. Ceva ce poate fi povestit în această seară? Mi-aduc aminte că eram prin școala generală, clasa 7-8. Îmi plăcea să merg pe munții din jurul Prașovului, făceam excursii am găsit toată un șarpe de sticlă, de sticlă, se spune, un șarpe, eu știu, vreo jumătate de metru, gros ca degetul ăsta mare al meu, și l-am prins, știam eu din povești că trebuie să-i rup dinții, i-am dat o cârpă să-și rupă dinții, nu știu dacă i-au rupt sau nu, oricum nu era un șarpe veninos și nu mușca. Și mi-a mi plăcut animalele din totdeauna, n-am avut nicio reținere în fața lor, l-am băgat în sân, am venit cu el acasă și eram la prânz cu părinții, și am zis să fac o poantă și l-am scos și l-am pus pe masă. Tata era să leșine. Mama a țipat odată când <gântări> s-a auzit în tot blocul. Abia după aceea mi-am dat seama că totuși poanta mea nu era de făcut în fața lor, care erau total nepregătiți în fața unui șarpe pe masă. Vă dați seama, duminica la masă. Dar, normal, m-au și binișor, dar șarpele l-am păstrat într-un borcan. A doua zi l-am dus la școală, m-am distrat cu colegii, cu el, etc. Și a fost mai fan cu colegii. A fost mai fan cu colegii. Mult mai fan decât cu părinții. Da. <laughs> Și apoi ați mers la facultate. Ați spus un pic mai de Da, vreme. am terminat liceul. Acum este Colegiul Național Grigore Moisil din Brașov, pe calea Bucureștilor. Pe atunci era liceu de cultură generală. Am mers la olimpiade de fizică, de matematică. La un moment dat am luat un doi la chimie. O să vă întrebați de ce. Uh, eram foarte bun și la chimie, chimie organică, aveam 10 și profesoara de chimie a vrut neapărat să merg la Olimpiada de Chimie. Ea avea nevoie de elevi foarte buni. În același timp era Olimpiada de Fizică și eu voiam să merg la Politehnică. Și, și normal ales... că m-am dus la Fizică și atunci m-a pedepsit și mi-a dat un 2. Normal că am luat 10 după aceea și mi-am refăcut media, dar se mai întâmplă și așa ceva. Încă înainte să termin liceul, mă hotărâsem. singura facultate din țară care pregătea ingineri de aviație era pe atunci Facultatea de Mecanică a Politehnicii Bucureștene, unde exista o secție de aeronave. Părinții au căutat să mă convingă să rămân în Brașov, tata era inginer. Povestim despre București după ce mâncăm la cină oh, la București. Mulțumesc mult! Vă doresc poftă, bună asta. Dieta o care e o așa cu multă proteină, de o proteină, să zicem, mai ușor de digerat, proteină de origine vegetală, adică năut, a, așa. care e destulă cu dovlecel, cu ceapă, usturoi, Super. niște paste și... Vă rog, să ce... nu lăsăm Mulțumesc. să se răcească și povestim după. Poftă s bună! s făcut. Mersi mult! Continuăm dialogul din punctul în care l-am lăsat înainte de Așa. masă. Ați venit la București, la facultate. Am venit la București la facultate, părinții n-au vrut să mă lasă la început, am zis nu mai acolo vreau, i-am convins. Că era cu aer în față. Era cu aer și le era frică că o să zbor, că e periculos, ei nu știau cum e cu avioanele, n-au zburat niciodată. Am dat examen, am intrat, nu printre primii, dar oricum peste linie și am plecat în vacanță. M-am dus la mare, abia toamna am aflat că examenul a fost cel mai greu din ultimii ani. De la București v-ați întors acasă la Brașov, unde ați lucrat o vreme, nu? la da, gimbav, da, locul doar. unde ați fost, de altfel selecționat pentru a face pregătire să plecați în cosmos, că vreau Bine, să la ajungem. București, la București s-au întâmplat multe evenimente, printre care, și faptul că am cunoscut-o pe soția mea, care mi era colegă de facultate, cu un an mai mică, în studenție de am și căsătorit. L-am avut și pe vremea. băiatul cel mare, nu n-am avut, nu am pierdut vremea. L-am avut și pe băiatul cel mare, și după aceea am ajuns la Brașov. Inițial nu mi-am dorit altceva decât aviație. Nu știam exact ce înseamnă cosmosul, desigur. Fusese marcat într-un fel de zborul primului satelit artificial în 57 al lui Gagarin în 61, de zborul astronautilor americani pe lună, aveam 17 ani când au selenizat în 1969, dar pentru mine cosmosul era ceva mult prea îndepărtat. Consideram că România nu are acces la așa ceva. Așa că eram orientat spre aviație. Ca orice tânăr inginer atunci, am fost luat în armată să-mi satisfac serviciul militar. Iar acolo, în armată, comandantul ne-a spus că se caută candidați cosmonauți. Toți am fost uimiți ce treabă avem noi, de ce România ne-a explicat că, de fapt, România participă de mult la un program de cercetări cosmice. Noi nu știam, și că s-a ajuns în faza în care se trimită și oameni în spațiul cosmic, câte unul din fiecare țară participantă la un program internațional numit InterCosmos. Mulți au ridicat mâna din curiozitate, ca și mine. Am zis, ce-ar fi să vedem, cum e să ne fac o vizită medicală, cum e să se reducă cu un avion de parașutiști la București. Soția era studentă la București, în care în ultimul an, zic, învăț și soția, cu ocazia asta și-am ridicat mâna. Vă duceați la întâlnire cu avionul? Da, mă la întâlnire cu avionul. Și de la cel ridicat de mână, uitați-mă aici, dând vă interviu în calitate de cosmonaut. Cum a fost toată pregătirea? Cât uh, a durat? Pregătirea n-a fost simplă. În primul rând, în momentul în care am fost selecționați, doi dintre 150 de candidați voluntari am reușit să trecem de toate probele. Am început o fază de pregătire în țară. Mentală Mi și fizică? În fizică și de specialitate. Uh -huh. Deci, în cadrul Academiei Militare am fost duși, ni se predau niște cursuri de teoria rachetelor, ceva legat de spațiul cosmic, să înțelegem puțin care este mediul în care ne vom desfășura activitatea. Apoi, pregătire fizică, desigur, iar aici am avut puțin cam mult de tras pentru că dintr un inginer care lucra 12 ore pe zi la fabrică într o secție de prototip unde trebuia să predăm la timp tot felul de produse, să construim primul motoplanor cu motor care ulterior a făcut și în conjurul lumii, foarte bun motoplanorul. Deci de la acea fază de băiat care nu prea făcea sport și care era destul de obosit și stresat a trebuit să devenim, într-un interval relativ scurt, sportivi de performanță. Desigur că n-am devenit sportiv de performanță, am fost chinuiți de un profesor de sport, cu care sunt prieten bun acum, <laughs> el la Focșani, deci karatist, un sportiv care a primit ordin de la comandantul aviației militare, pentru că am fost înrolați în armată, să scoată din noi în două luni de zile sportivi de performanță. Ne scolam fiecare dimineață la șase, ne alerga, ne dureau articulațiile, ne dureau tendoanele. În orice caz a fost chinuitor, normal că n-am avut cele mai bune calificative. Abia după aceea am învățat ce înseamnă totuși să faci sport uh, cu cap. În momentul în care am fost selecționat, am fost trimis în pregătire împreună cu un partener român, Dumitru Dediul, chema, uh, la Ruși, uh, trebuia să facem și acolo sport de trei ori pe săptămână, câte două ore. Dar uh, în Orășelul Stelar, rușii ne-au spus, uh, acum faceți ce vreți. Cum adică ce vrem? Uite, bazinul de note acolo, notați cât vreți. Păi cum, nu ne-ți dați niște limite? Nu. În momentul acela, noi am început să le bălăcim. În apă, a doua zi am zis, dar nu avem noi ambiție să facem măcar două, trei bazine. Am zis, da. Am avut ambiția, la început trei bazine, după ce am zis mai mult, după ce am ajuns la 10 bazine, ne-au lăsat în pace. După aceea ne-am dus să jucăm basket. Hai să vedem pe echipe care cum joacă alergături normal. L-a alergat, la început, facem și noi 2 trei stadioane și ne-au spus, să faceți cât vreți. Și ne-au urmărit pe fiecare în parte și ne-au studiat cum ne comportăm, ce ambiții avem și așa mai departe. Și după aceea au început să ne impună. Tu astăzi faci 20 de bazine. Tu alergi 3 km. Tu faci așa. Deci au văzut întâi cum ne comportăm și după aceea ne-au dat progresiv norme, astfel încât într-un interval de timp rezonabil am ajuns la niște performanțe pe care nici eu nu le-am bănuit. Cât a durat toată această pregătire? Pregătirea a durat trei ani de zile. Trei ani. Trei ani de zile este ciclul complet de pregătire pentru un candidat cosmonaut, pentru a fi da examene în final și a fi declarat apt pentru a zbura în spațiul cosmic. Ce a spus familia? Ce a spus soția? Copiii, copiii deja, nu? Erau mici. Sigur. Am fost cu copiii acolo, deci în orașul stelar a fost obligatoriu să mergem cu familia. Pentru a avea o stabilitate psihică, pentru a nu ne pune probleme, ce fac cei mici, ce face soția. Am mers în orașul stelar, împreună cu familia, am primit un apartament și am locuit acolo timp de trei ani de zile. Ce au spus cei apropiați când au aflat că soțul, respectiv tati și chiar fiul, urma să plece undeva departe, undeva neștiu de nimeni? În momentul în care am ajuns acolo, fiul cel mare avea doi ani și trei luni, iar cel mic avea trei luni. Ei nu deci, înțelegeau. practic, nu înțelegeau mai nimic. I-am dat la grădiniță, au învățat rusește, se certau rusește între ei, din păcate au uitat limba. Iar mai târziu, crescând puțin, au aflat că tata lui Ivan zboară mâine în cosmos, tata lui Natasha pleacă păi mâine în cosmos, se duc în delegație. M-a întrebat și pe mine, tată, tu când pleci în delegație în cosmos? Păi eu mai am puțin, trebuie să termin pregătirea. Pentru el era ceva foarte obișnuit, ca oamenii de acolo să zboare în spațiul cosmic. A zburat tata în cosmos, s-a întors, am venit acasă în România, i-am dat și aici la grădiniță, ca să o termine până să intre la școală, și am început să-i întrebe pe copii de aici, da, tatăl tău când zboară în cosmos? Data că părea așa -o, o chestie în cosmos. obișnuită, cosmos. nu? Era o chestie obișnuită. După aceea ne-a chemat la o ședință educatoare și ne-a explicat așa foarte fin că știți aici copii nu sunt așa așa, așa. Și să educăm puțin și să le explicăm că este altă lume decât cea în care am trăit noi acolo. Bine, copiii nu înțelegeau, dar părinții dumneavoastră și soția... Părinții normal că înțelegeau. Au deci soția a fost alături de mine pe toată perioada pregătirii. Deci a trăit acolo în orașul stelar, se întâlnea cu soțiile altor cosmonauți, al celorlalți candidați, am fost candidați în cinci țări. Bulgaria, Ungaria, Cuba, Mongolia, România, ulterior a venit și Vietnamul. Tocmai în perioada în care am ajuns noi, zburau un cosmos reprezentanți din Cioslovacia, Polonia, Germania Democrată, A fost o primă grupă care s-au pregătit. Deci, soțiile au ajuns să se cunoască între ele, să comenteze, să povestească. Să se pregătească s -au plin... s -au psihic, S-au cu soțiile cosmonauților veterani. Care ruși, fuseseră? Care fuseseră deja și care le-au transmis o grămadă din experiența lor de soții. Deci erau pregătite. Dumneavoastră, ați avut vreodată sentimentul de frică înainte să plecați? Am avut un sentiment de reținere... Deci nu teamă. Aș spune mare. Nu teamă, pentru că eram atât de bine pregătit și mi-a plăcut să învăț. Am ajut la ultimele examene de promovare, am avut note maxime. Și avem rezultate foarte bune, normal că am fost declarat apt, am fost repartizat cu un drus care trebuia să mai zboare și el în cosmos. Ne-am pregătit împreună în ultimele faze de antrenament, am zburat. Abia după ce am zburat în cosmos, soția mi-a spus, știi, te-am susținut întotdeauna. Dar în final mi-aș fi dorit să nu fi tu la care zboară în cosmos. Și am zis, cum, de ce? Glorie, uite ce se întâmplă. Am devenit persoană publică, Zice, tocmai de aceea. Uhum. Pentru că acum ești atât de ocupat încât n-ai timp de familie. Cum se face adaptarea la lipsa gravitației în spațiu și care sunt cele mai mari provocări acolo? Știu că ați fost întrebat de foarte multe ori, dar vă rog să-mi satisfaceți da. și mie această curiozitate. Vă ascult cu mare interes. Sigur. În spațiul cosmic e imponderabilitate, nu mai e greutate. E bine, toate procesele din organism care se desfășoară în mod normal, în condiții de gravitație terestră, sunt perturbate. Circulația sanguină, sângele vine spre cap. Articulațiile nu mai sunt solicitate, mușchii nu mai sunt solicitați. Dacă stai prea mult și nu faci sport în spațiul cosmic, ți se atrofiază mușchii. Se produce și o decalcifiere a oaselor, dar la perioade mai lungi de zbor, eu am stat doar o săptămână, norocul meu din punctul acesta de vedere. Aproape 8 zile. Aproape 8 Cât zile, Cât a fost exact? 8 zile fără 4 ore. Fără 4 ore. Da, uh -huh. da. De asemenea, radiațiile cosmice spun și ele cuvântul, influențează ochii penetrează prin cristaline, pot să lovească retina, pot să afecteze anumite organe. Acum depinde ce noroc ai. În general, cosmonauții, astronauții, cam la 15-20 de ani după zborul cosmic, se operează de cataractă. Ați făcut-o? Da, am făcut-o de mult. Văd foarte bine acum. <laughs> Cum e viața de zi cu zi în cosmos? V-aș să ne să vă spun că viața de zi cu zi este ca și pe pământ. Adică, ce mâncați? Ce beți? cum se rezolvă necesitățile fiziologice. Știți cum e? Tatăl nostru spune precum în cer, așa și pe pământ. Noi spunem precum pe pământ, așa și în cer. Pentru că, în afară de imponderabilitate, viața decurge normal după un ciclu de 24 de ore. Nu te uiți la ziua și noaptea cosmică. Se succed la o oră și jumătate, 16 pe zi. 16 răsărituri, 16 apusuri. Uh, nu poți să lucrezi după acest ritm. Deci lucrezi după ritmul în care ai fost obișnuit jos pe pământ, în zona în care te-ai antrenat. Noi urmam un ciclu de 24 de ore cu ora 12 la aceeași oră 12 de jos de unde ne-am pregătit. Tocmai pentru a nu modifica ritmul circadian și a nu provoca perturbații suplimentare în organismul uman. Ei bine, ne culcam seara pe la 11, stingeam lumina în stația orbitală, Acopeream hublourile ca să fie întuneric, să nu ne influențeze lumina de afară. Poziția de somn? Poziția de somn oricare. Deci, <laughs> trebuie să vă spun că, în mod normal, intri într-un sac de dormit, te legi la talie cu un șnur, pentru că altfel, în timpul somnului, poți să ieși din sacul de dormit, să plutești prin stația orbitală. Iar sacul legi cu două și rețele undeva, pe tavan, pe un perete lateral, nu are importanță, că acolo nu mai e greutate. E mai greu la început că nu simți o pernă sub cap. Eu am încercat să-mi bag făcut sul, că îmi plăcea să simt perna sub cap. Dar în momentul în care mă relaxam complet și începeam să adorm, capul începea să bălângâne, treningul zbura de sub capul meu și mi-au trebuit vreo două-trei zile până m-am obișnuit să adorm oricum, fără pernă. Semăna pregătirea făcută la pe pământ cu ce a sus? Imponderabilitatea nu pot să o simulez jos. Deci nu ai cum să o simulezi. Toate modificările din organism, perioada de adaptare acută la ponderabilitate, nu ai cum să o simulezi jos. Dar face o serie de exerciții care să te ajute. De exemplu, aveam program de masaj, mai ales înainte de zbor, aproape zilnic, în care masărul căuta să ne disloce puțin articulațiile. Și ne spunea, vă doare acum, dar o să vă simțiți mai bine acolo în cosmos, unde nu o să mai aveți presiune pe articulații. De asemenea, aproape două săptămâni, cât am stat la Baikonur, înainte de lansare, noi ne-am pregătit în orășelul stelar, care nu e departe de Moscova. Am zburat la Baikonur, în Kazahstan, și de acolo am fost lansați. Specialiștii ne-au înclinat patul cu șapte grade și doremeam cu capul puțin în jos. Desigur, e neplăcut, pentru că îți vine sângele în cap noaptea, simți o presiune, dar te obișnuiești încet. Ei bine, ne spunea, o să vă obișnuiți cu asta și o să vă fie mai ușor în imponderabilitate, unde sângele vine spre cap. Și într-adevăr, n-a fost foarte greu să mă adaptez, dar am făcut-o. Mă întorc la hrană, apă... Deci aveam rezerve de hrană pentru aproape jumătate de an la bordul stației orbitale. În cutii, cam de cutia unei, de dimensiunea unei cutii de, de pantofi, aveam pachete de mâncare pentru o zi întreagă, pentru micul dejun, prânz și seara. Hrana era fie în tuburi de plastic, fie în cutii de conserve, fie deshidratată, și o hidratam acolo în spațiul cosmic cu apă de la instalația de apă a stației orbitale. Pachetele respective aveau o supapă, introduceam o anumită cantitate determinată de apă la o anumită temperatură, o lăsam vreo 10 minute și consumam cele mai proaspăt pregătite feluri de mâncare, de la tocănițe, pireu, fripturi, orice se putea pregăti sub forma aceasta. Și erau foarte gustoase și chiar aromate, ca și când ai fi pregătit atunci jos. Apa se bea nu mai din furtun, nu ai cum să o bei din sticlă, din pahar, nu există așa ceva în spațiul cosmic. Iar uh, rezerve de apă aveam suficiente. În primul rând, uh, stația orbitală avea rezerve care țineau destul de mult timp, din când în când se aduceau cu, stați, cu nave cosmice cargo, baloane cu apă și se înlocuiau cele vechi. De asemenea, din umiditatea atmosferică se regenera apă potabilă, cam 2 litri pe zi de la un echipaj. Tu respiri, transpiri în timp ce muncești și toată această umiditate care iese din tine este trecută cu ajutorul unor ventilatoare prin niște filtre speciale care rețin umiditatea și o transformă în apă potabilă. Acum și urina se transformă în apă potabilă pentru că se pune problema cum te descurci pentru zborurile de foarte lungă durată. Un zbor până la planeta Marte durează cam 8 luni de zile, de exemplu. Deci trebuie să utilizezi absolut tot ce se poate, să reciclezi tot la bordul unei stații orbitale sau unei nave cosmice. Și vă rog să mă credeți că procesele tehnologice sunt atât de bine puse la punct încât bei cea mai curată apă. Mersul la toaletă? Mersul la toaletă. Normal că exista și o toaletă. Organismul nostru funcționa. În stația orbitală există o toaletă specială pe care am învățat să o folosim la sol. Am dat examen din sistemele ei, nu așezându-ne pe ea. Așa. Normal că aveam un compartiment separat, aveam o perdea cu fermoar, o închideam și ne făceam necesitățile. Normal că principiul de funcționare al ei era puțin diferit decât cel de pe pământ. Practic funcționa sub formă de pompă care tragea aerul din jurul organelor tale și astfel tot ce trebuia să depunea pe fundul unor săculețe sau era dirijat printr-o pâlnie spre un recipient unde se aduna urina, de exemplu. Și apoi aveai tot ce trebuie pentru igiena personală, totul se punea în niște săculețe, se închideau și erau deșeuri, ca orice alt deșeu la bordul stației orbitale. Făcea și duș. Exista posibilitatea, noi nu am făcut duș, se făcea cam o dată pe lună, pentru că era puțin mai dificil de utilizat dușul în spațiul cosmic. Gândiți-vă că în condiții de imponderabilitate intri într-un cilindru de plastic cu un fermoar ermetic, dar în permanență trebuie să respiri aer din exterior. Stai cu o mască pe figură și respiri aer din exterior. Pentru că în interiorul dușului, urgând apă, poți să inspiri picăturile de apă care plutesc liber prin atmosferă. Normal că era proiectată apa de sus, te spălai cu săpun, te clăteai, apa era absorbită pe jos, Ieșeai, te ștergeai cu un prosop, prosopul acela n-aveai unde să-l usuci, era deșeu, îl aruncai. Dar în principal, igiena zilnică era făcută cu niște șervețele impregnate, cu niște substanțe dezinfectante, cu care te ștergeai pe tot corpul. Și era ca și când ai fi spălat. Mi se pare foarte interesant că povestiți de parcă v-ați întors acum două luni. Vă dați seama că zborul cosmic a reprezentat pentru mine un eveniment unic pe care îl voi ține minte toată viața. Desigur, nu în cele mai mici detalii. Dar ce făceam pe acolo mi-aduc aminte cu multe amănunte. Cum este relația cu ceilalți membri ai echipajului? Relația a fost foarte bună. Eram prieteni cu Popov, cu cel cu care am zburat eu. Ne pregătiseră împreună aproape jumătate de an. El avea experiența unui alt zbor cosmic înainte de a zbura cu mine la bordul aceleia stații orbitale. Jumătate de an stătuse acolo, cunoștea pe de rost absolut tot în interior. Orice întrebai știa unde este, cum este, ce faci. În afară de aceasta, ceilalți doi membri ai echipajului îi cunoșteam de asemenea dinainte de a zbura în cosmos. Cum comunicați? Rusește. Când am ajuns acolo nu știam aproape deloc o boabă. În școală am făcut franceză-germană și rușii au cerut părții române și celorlalte părți care au trimis echipaje internaționale să trimită oameni care cunosc limba rusă. Ei, la noi în România nu prea erau cunoscători de limba rusă. Nu se mai făcea de mult în școală obligatoriu. Și atunci a trebuit să învățăm acolo. Au înțeles rușii de la început, ne-au luat cu 8 ore pe zi de predare, de teorie. S-au uitat, că ne uităm cam camânța în calendar la tablă și ne-au pus profesori de limba rusă. Au dus profesori foarte competenți de la Moscova. Făceam cursuri de trei ori pe săptămână, câte două ore. Ne dădea teme acasă, aveam magnetofon cu bandă, ascultam, pronunție. Am învățat foarte bine gramatica. Pot să spun că în jumătate de an ajunsesem să vorbesc bine. Iar cursurile au durat un an și jumătate. Învățați jargon, gramatică, vorbeam practic ca și ei. Adică în, în cosmos final. făceați și glume în rusește. Da, bineînțeles. Și nu numai în cosmos și înainte de a ajunge în spațiul cosmic. Dar acolo comunicarea e firească? Da, comunicarea e firească. În interior există aer la presiunea de o atmosferă, așa cum avem și aici. Doar că acel aer permanent se reciclează și se regenerează oxigen din bioxidul de carbon pe care îl respiri. Deci singura, singurul lucru inconfortabil la început, pentru că după aceea te obișnuit cu ele, era imponderabilitatea. Dar în rest comunicam cum comunicăm noi acum. Uh, nu era absolut nicio problemă. Era așa o stare ca și cum ați fi consumat o sticlă cu vin la început? Uh... <laughs> La început, în primele două-trei ore eram puțin amețit Pentru că aparatul vestibular, cel care îți dă poziția în spațiu vertical, orizontal, etc. Era perturbat și el, pentru că el nu mai avea aceleași repere pe care le avea jos pe pământ Dar cu acest lucru ne-am învățat Și oricum, băutul la bordul stației orbitale e interzis A fost o glumă de sigur Sigur, și se mai descurcă și <laughs> cu interzisul ăsta, dar... <laughs> Eu n-am avut parte de prea mult pentru că uh, ei erau mai însetați. ca rusească a ajuns în spațiu? Uh, se fabrica în spațiu. O să vă întrebați cum? Cum? În spațiu este dus alcool etilic pur, 99, nu știu cât la sută, pentru a curăța elementele electronice și garniturile de cauciuc, ale costumului de scafandru cosmic, ale trapelor din interiorul stației orbitale. Și cosmonautii tot raportează la sol că s-a terminat, s-a terminat, mai trimite ține. Îl amestec jumătate jumătate cu apă și fac vodcă. Incredibil, nu am ajuns de la gluma da. mea cu paharul și imponderabilitatea da, da, da. din spațiu. Nu există comunicare deloc cu cei de acasă, nu? Um, Sau era vreun fel? În, în care... timpul în care am stat eu în spațiul cosmic, nu am avut o comunicare directă cu cei de acasă. Dar ni se transmitea în fiecare seară vești de acasă. Copiii au fost la grădiniță, sunt bine, sunt sănătoși numai știri pozitive. A fost o perioadă în care se considera că cei care sunt sus nu trebuie să audă decât știri pozitive. A fost un zbor de mai lungă durată al unui cosmonaut rus, între timp i-a murit mama, a aflat când s-a întors din cosmos, că cu patru luni înainte fusese înmormântată, nu i-a spus absolut nimic cât a stat în cosmos. E bine, acum trebuie să fim conștienți de faptul că oamenii sunt pregătiți pentru orice. Dacă sunt pregătiți pentru a zbura în spațiul cosmic, sunt pregătiți să se sacrifice și ei înșiși, dacă este cazul. Și să, sunt pregătiți o veste. și să primească o veste proastă. Chiar dacă influențează câteva zile psihicul, poate nu mai au chiar același randament în muncă, dar în principal ei se mobilizează și fac față unor solicitări și de felul acesta. Cum se simte revenirea pe Pământ după o perioadă petrecută în spațiu? Mi s-a părut în primele momente poate mai dificilă decât ajungerea în spațiul cosmic. Pentru că după imponderabilitate, când ți s-au relaxat complet mușchii, articulațiile, tendoanele și așa mai departe, revii din nou pe pământ și ai impresia că ești de două ori mai greu decât ai fost înainte. Deci efectiv simțeam în primele momente că nu mă pot ține în picioare. Și chiar nu mă puteam ține pentru că eram puternic perturbat din punct de vedere al echilibrului. Și eram ținuți din lateral de echipa de salvare. Am fost așezați pe niște fotoli, niște șezlonguri, practic, acolo în stepa din Kazakhstan în care am aterizat. Și cam o oră, o oră și jumătate am stat la semi-orizontală. Desigur, minunându-ne de faptul că suntem din nou pe pământ, un extaz deosebit, în sfârșit suntem cu picioarele pe pământ după un zbor cosmic dând interviuri, pentru că imediat a aterizat elicopterul cu media care au început să ne interviuri. Dar în timpul acesta, organismul nostru încet încet a început să se readapteze la condițiile de gravitație terestre. Încă vreo două ore n-am putut să mergem pe propriile picioare decât sprijiniți, în sensul că ne pierdeam echilibrul. Ne-au dus cu un elicopter până la primul aeroport, de acolo cu avionul până la Baikonur înapoi și de a doua zi, practic, mi-am recăpătat echilibrul dar cu mici, mici perturbații care au durat încă vreo 10 zile după aterizare. V-ați îmbrățișat soția? S-a liniștit că v-a văzut acasă pe pământ? Soția m-a aștepta în orășelul stelar, lângă Moscova. Veniseră și părinții, și părinții ei, și părinții mei, și sora mea, și sora ei cu familia. Toți mă așteptau acolo. Desigur, și-au luat concediu acasă, normal. Zbura băiatul, ginerele, fratele, zbura în spațiul cosmic. Și mi-aduc aminte că după patru zile după aterizare am fost aduși cu un avion special în Orășelul Stelar, iar acolo la aeroport a fost un protocol întreg în care am dat raportul de îndeplinirea misiunii ambasadorului României de acolo, am dat unei comisii guvernamentale și normal că ne-am întâlnit familia. Cred că emoții mai mari decât atunci n-am avut. Au fost mai mari și decât am, atunci când am plecat în spațiul cosmic. Dar probabil mai mici decât ale soției, care oh, v-a cu sufletul la gură. Am să vă relatez un singur element legat de soție. Deci eu am stat o săptămână în spațiul cosmic, iar când m-am întors am găsit-o cu 4 kg mai subțire. Vă <laughs> dați seama prin ce trăiri și emoții a trecut în perioada aceea. Și ați devenit, domnule Brunariu, atunci o carte de vizită pentru România în lume. Dumneavoastră ați mai pleca? Da, dacă ar avea cine să mă trimită, da ar trebui să trec din nou printr-o grămadă de vizite medicale. Sper să le fac față așa la limită. Mi-ar mai trebui o pregătire cel puțin de un an de zile ca să zbor cu navele lui Elon Musk, de exemplu. Dar ar costa mult, cam 100 de milioane de dolari. Nu știu cine ar 100 plăti. 100 de milioane de dolari? Da, acum se zboară privat în spațiul cosmic. Există brokeri de astronauți, există o firmă americană, Axiom se numește, care încheie contracte și cu guverne, și cu miliardari, și cu organizații Private, Stați puțin. Oricine poate pleca în cosmos? Oricine care este sănătos și are niște parametri medicali peste o anumită limită. Și normal că psihicul trebuie să fie foarte stabil. Cosmonautica nu înseamnă că ai mai mulți bani decât alții. Nu am făcut din cosmonautică bani, nu aveam cum. Nu sunt deci fost... foarte bogat? Nu, nu sunt foarte bogat. Uh, am fost ofițer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, actualul stat major al Forțelor Aeriene, am ajuns general. Am ajuns șeful aviației civile, am fost și ambasador la Moscova, am fost președintele Agenției Spațiale Române, am avut câteva funcții internaționale, dar care nu erau plătite de acele organizații, ci eram reprezentantul României trimis, care mi-am câștigat o poziție acolo, plătit de România. tiurna zilnică de delegare, mi se plătea hotelul și eram în delegație. Sunteți cetățean da. de onoare pentru câte orașe din țara asta? Nu știu, cred că sunt vreo 20. Vreau să 10. fac o socoteală. Și aveți ceva titluri, diplome, la ce ajută? Sunt doctor Honoris Causa, o grămadă de universități, inclusiv din Moldova, una din Statele Unite. Ajută la memoria generațiilor viitoare. Cum să spun, Eu o cinste deosebită pentru mine să primesc astfel de onoruri, dar nu rămân în ele, nu fac caz de ele. Stau undeva în sertar acasă, câteva sunt pe perete, dar eu învăț în continuare de treburile mele, de activitățile mele profesionale, de familie. Se apropie pauza de publicitate, dar aș vrea să vă întreb și dacă suntem singurele ființe din Univers? Nu. Există extraterestre? Nu știu. <laughs> deci, la prima întrebare vă răspund logic că nu suntem singurele ființe în Univers. Sunt convins de lucrul acesta. Problema este cum le descoperim pe celelalte ființe sau cum ne lăsăm descoperiți de alte ființe în mod sigur și în alte părți din univers, s-a dezvoltat viața sub o anumită formă. Sub ce formă nu știm. Cât de avansați sunt, nu știm. În orice caz, dacă am face o socoteală că ar fi doar cu o mie de ani mai avansați decât noi, vă dați seama ce am făcut noi în ultima mie de ani. Am trecut de la lupta cu săbii, la echipamentele foarte moderne, la telefoanele mobile, la sisteme globale de navigație, observații în spațiul cosmic, investigații de alte planete și așa mai departe. Deci, în ultima sută de ani am făcut toate lucrurile acestea. Deci, o diferență de o de ani în tehnologie ar fi extrem de mult. Deci, probabil că acele ființe ne pot studia de la distanță, stăpânesc fenomene fizice pe care noi nici nu avem habar că există, dar apoi să le și stăpânim. De exemplu, noi nu putem să stăpânim gravitația probabil că acele ființe o stăpânesc, probabil că se pot deplasa în diferite părți ale Universului cu viteze extrem de mari, controlând gravitația. Și ne simțind la bordul navelor lor cosmice că se deplasează. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea la cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un oaspete special venit cândva înapoi pe pământ din cosmos, Dumitru Prunariu. Un inginer în această seară la cină, un om cunoscut de toată planeta după o performanță extraordinară. Ce faceți astăzi? Îmi continui activitatea profesională. Deși sunt oficial pensionar de... Oh, din 2007. Am continuat să am anumite poziții, anumite funcții, inclusiv pe plan internațional. Călătoriți foarte mult. Am această curiozitate personală. Vă e teamă să călătoriți cu avionul? Nu. <laughs> e sunt ușor. foarte liniștit în avion. Adevărul este că în momentul în care ai făcut acrobație cu avioane cu reacție, în momentul în care ai văzut cum aripile unor avioane pot să facă așa efectiv, deci efectiv pot să facă așa dacă le smucești rău de tot și rezistă, în momentul în care ai învățat cum se calculează un avion și la ce poate rezista, nu am nicio problemă să zbor cu avionul. Ce vă emoționează foarte tare? Natura umană. Mă emoționează anumiți oameni care au probleme. Mă emoționează bucuria altor oameni, mă emoționează succesele deosebite. Astfel de lucruri mă emoționează. Aveți... Ceea ce se întâmplă în societate acum nu mă emoționează. Nu? Nu, din contră, le privesc cu mult sânge rece și cu destul de multă dezamăgire. A aveți vreun regret major? Greu de spus. Nu cred că am un regret major. Poate că nu m-am născut mai târziu să zbor și pe lună. <laughs> Care sunt bucuriile simple din viața dumneavoastră? Îmi place să fac fotografii, să surprind elemente din natură, să surprind oameni pe stradă sau situații. Am foldere întregi de fotografii digitale, zeci de mii de-a lungul anilor, le stochez pe fiecare, le organizez, le așez. Nu am făcut niciodată o expoziție. Am fost îndemnat de mulți colegi care știu ce fac, știu cum fotografiez, să organizez o expoziție. N-am avut încă sau poate nu i-a venit timpul ei. În orice caz, adevărul este că sunt foarte ocupat. Mai nou fac parte pe lângă Fundația Asteroid, al cărui vicepreședinte sunt și care este înregistrat în Luxemburg, care organizează periodic evenimente legate de cunoașterea asteroizilor. Inclusiv am propus la ONU Ziua Internațională a Asteroidului pe 30 iunie, atunci a căzut un asteroid în Tungusc, în Siberia. Apoi am propus, iar ca urmare a acelei propuneri și a faptului că m-am ocupat mai intens la nivelul 1 de asteroizi, Uniunea Astronomică Internațională a dat numele meu unui asteroid, un asteroid care va rămâne veșnic undeva între planeta Marte și Jupiter, se numește 10707 Prunariu. Deci mai nou am început să mă ocup de Luna. În cadrul, la început, în cadrul unei asociații internaționale care cooperează cu Organizația Națiunilor Unite, se numește Moon Village Association, asociația stat, satul lunar, dar nu are de-a face cu un sat, propriu zis, ci cu conceptul de organizare a unei cooperări pe lună. Cum e luna, domnule Brunariu? Pustie și foarte interesantă. Deci, la Polul Sud, unde se vor construi baze permanente umane, unde echipajele se vor schimba unde se vor pune bazele unor explorări de materii prime de pe lună, de unde se vor face și observații în spațiul cosmic mult mai performante decât de pe Pământ, unde se va produce energie electrică, plantând panouri solare pe munții foarte înalți de acolo, sunt mulți de 20 de kilometri înălțime, aproape de două ori și jumătate cât Himalaya, iar luna este mai mică decât pe Pământul. Există hăuri foarte adânci acolo pe lună, unde lumina soarelui n-a intrat niciodată, iar luna ne-a avut în atmosferă, substanțele de acolo, care sunt păstrate în formă primară de când s-a format luna, acum 4,6 miliarde de ani, abia așteaptă să fie studiată de oameni, să facă noi descoperiri sco științifice. Întorcându-ne la lucruri lumești, de cine vă este foarte dor astăzi? E dor de părinți. Indiscutabil. E dor de o nepoțică care s-a dus. Și mi-e dor de oameni dragi pe care uneori îi văd foarte rar. De exemplu, deși sora mea este la Brașov, ne vedem odată la câteva luni. Familia mea este aici cu mine. Deși băiatul meu cel mare, care are doi nepoți, locuiește la un kilometru de mine, toți sunt foarte ocupați. Și abia dacă ne vedem la o lună, o lună și jumătate, avem o nepoțică mică de doi ani și jumătate, acum abia așteptăm să ne mai jucăm cu ea, să vedem cum se dezvoltă. Nu vedem foarte des. Ne dor aproape zilnic de ea, pentru că știm că e acolo, că există și ne va duce mai departe. Probabil se va face cosmonaut. De pe acum este destul de hotărâtă, îndrăzneață, seamănă cu tatăl ei. Deci, puțin timp în plus v-ar face mai fericit decât o da. astăzi? Mi-ar mi trebui puțin timp în plus. În general, dor cam șase ore pe noapte, șase ore și jumătate. De cum mă scol, mă așez în fața computerului. De multe ori am și două ședințe de zoom pe zi. Unele cu Organizația Națiunilor Unite. Astăzi, de exemplu, am avut cu Agenția Spațială Europeană. Ieri și astăzi am avut o sesiune la care nu m-am dus personal, ci am făcut-o Zoom. Am participat, am votat în numele României eu mă bucur decizii. Că, eu mă bucur că v-ați făcut timp să ajungeți și la cină și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi. Cu multă plăcere! Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou weekendul viitor, tot sâmbătă seara, ora 21 Digi 24. Pe curând! Emisiunea va fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!